Acum. Hai. Bună seara. A avut loc reuniunea Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. Am prezentat o informare către colegii mei privitor la evoluția discuțiilor cu posibilii noștri parteneri cu care am decis să încercăm formarea unei coaliții de guvernare. Constatând că mandatul inițial prin care Partidul Național Liberal a decis să desemneze ca și candidat la prim-ministru pe Florin Câțu și drept candidat la Camera Deputaților pe subsemnatul Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a generat probleme în discuție, am luat decizia de a flexibiliza mandatul, ținând cont de solicitările partenerilor noștri, care au solicitat în mod expres, indiferent pe formula pe care au propus-o, Camera Deputaților. Ca atare, Partidul Național Liberal, în urma dezbaterii și analizei, a decis următorul mandat. În primul rând, mandatul de a continua negocierile cu USR Plus, cu UDMR și, de asemenea, cu grupul minorităților pentru formarea unei coaliții. Obiectivul nostru este acela de a transpune într-o guvernare eficientă toate obiectivele din planul de dezvoltare cu care Partidul Național Liberal s-a prezentat în fața românilor. Cu obiectivul asumat de a asigura o dezvoltare economică fără precedent și un salt în calitatea vieții și în veniturile românilor. Constatând că într-o democrație votul cetățenilor este baza pentru orice negociere, Partidul Național Liberal, având o pondere de aproximativ 55% în cadrul acestei majorități parlamentare, consideră legitim să desemneze candidat la funcția de prim-ministru și candidat la funcția de președinte al uneia dintre camere. Mandatul nostru presupune două posibile variante. Rămâne în picioare prima variantă cu Florin Câțu candidat la funcția de premier și cu subsemnatul candidat la președinția Camerei Deputaților. În cazul în care nu se acceptă această variantă, ținând cont de punctele de vedere exprimate de partenerii noștri de negocieri, acceptăm și varianta în care Partidul Național Liberal să desemneze premier și, de asemenea, să nominalizeze un candidat pentru funcția de președinte al Senatului. În această situație, candidatul la funcția de prim-ministru este desemnat președintele Partidului Național Liberal, adică subsemnatul Ludovic Orban, și candidat la funcția de președinte al Senatului, domnul senator Florin Câțu. Tot în cadrul acestui mandat am stabilit că trebuie să respectăm principiile democratice și trebuie să existe o pondere care să fie proporțională cu voturile primite de formațiunile politice care participă la formarea acestei coaliții, Partidul Național Liberal, repet, având o pondere de aproximativ 55%. De asemenea, mandatul de negociere vreau să reiterez un principiu fundamental. Fiecare partid, sigur, pe baza criteriilor de integritate, de profesionalism, are dreptul deplin de a-și desemna candidații pentru pozițiile pe care urmează să le ocupe. Nici o formațiune politică nu poate să desemneze un candidat al altui partid pentru o poziție care aparține partidului respectiv. Ca atare, Partidul Național Liberal a demonstrat capacitatea de a guverna România,
Partidul Național Liberal are deplină legitimitate de a-și desemna proprii reprezentanți pentru funcțiile de demnitate publică pe care urmează să le ocupe în cadrul coaliției de guvernat. Aș mai spune un lucru. Comunic astăzi public, pentru că sunt nevoit să comunic public, pentru că, din păcate, înțelegerea pe care am avut-o de a nu comunica decât în comun și numai pe baza unor înțelegeri prestabilite, nu a fost respectată. Și din cauza asta, comunic acest lucru, dar comunicând în același timp mandatul pe care echipa de negociere l-a primit în unanimitate din partea Biroului Politic Național, repet, în unanimitate, reiterez solicitarea către partenerii noștri să ne respectăm reciproc, să dialogăm în cadrul negocierilor, să evităm declanșarea unui război mediatic prin declarații publice în care să susținem puncte de vedere partizane care pot să determine reducerea șanselor de înțelegere. Dezmint categoric orice minciună care a fost lansată pe surse de unii sau de alții. Mandatul nostru al Partidului Național Liberal este acela de a negocia, dacă este posibil, formarea unui guvern cu USR Plus, UDMR și, evident, cu grupul minorităților naționale. Sunt convins că în perioada care va urma va exista mai multă înțelepciune, mai mult respect față de parteneri, mai mult respect față de votul cetățenilor și față de democrație și în măsura în care există deschidere de toate părțile, vom putea ajunge la o formulă comună de guvernare de care are nevoie România cât mai repede. Vă mulțumesc! Domnule președinte, o întrebare măcar. Nu s-a repus, a anunțat că nu vă susține pozițiile premier de semnale. Unde e aia? E, pe cine era? Da, și aveam atâta întrebări. Și eu.